Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de bine. De această dată vom face aici un nou episod pe, adică nu un nou episod, dar acesta este primul episod aici pe Eurotruck Driver Simulator. E bine, nu este Eurotruck, era sperare să fie Eurotruck, dar poate când ne cumpăr la calculator, o să mi-l cumpăr în curând. E bine, o să fac și un video în care să vă prezint specificații viitorului meu calculator. Cred că o să apară peste câteva zile. Așa, și bine, hai să trecem la episod și nu uitați că dacă vreți să continuăm seria cu Edi șofer de tir, nu uitați să apăsați pe butonul de like să ținem la acest video peste 6 like-uri. Așa, da. Și hai să trecem la episod. E bine, aici aveam eu deja o cursă. Trebuie să mă oferi schemul. Dar nu mai pot să. Am înțeles. Așa, am închis și eu ștergătoarele și hai să dăm drumul. Cu editistul. Scuze dacă îmi vedeți degetele pe facecam. Mai ales că acesta nu mai știu al câtelea videoclip este cu facecam și sper să vă placă, mai ales că avem facecam și mai ales că este și un joc nou. Ia, stați puțin. Așa, hai să continuăm și noi aici episodul. Băi, ghica. Ai, fraților, acum trebuie să dau cu spatele, pentru că am făcut și noi aici. Adică am făcut și noi aici accident, suntem bazați. Așa. Deci îmi cer mii de scuze că îmi vedeți degetele pe fundal, dar că n-am filmat cu camera de pe față, pe schemul, pentru că n-aveam coaie de pe spate să filmez, mai ales că filmez cu telefonul, știi, și se vede degetul, na, mai ales că am controlele aici, lângă camera de față. Tu, 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 să fie. Oh, ce mână am dat! Am dat, eu am stat la birou și știți, stau pe scaun și am dat o mână, am dat cu mâna în birou. Ei bine, nu cred că o să vorbesc prea mult pe fundal, așa că eu cred că când o să editez videoclipul, ei bine, cred că o să pun niște melodii pe fundal ca să nu vă plictisiți. Vede capul meu ce frâne proaste am. Nu te ce înrupă.
scuze, mă, fraților. Accident. Nu te cred. Nu te cred că am făcut accident. Omul a dat cu spatele. Doamne, ce tripat. Deci mă jur în locul ăsta de mult timp. Fac accident după accident. O torpetil. Intră nimeni pe banda a doua pentru că avem cam aproape 100. Nu. Dar avem aproape 100. Aud. O stai aparatul, nu stai cum faci. S-a zgâlțănat din toate părțile. Opr. Ia uite-l, frate. Când a pune asta prin a intra mine și... Am frate, unde mi-ai și luat eu permisul, dar de unde și l-o fi luat ăla? Chiar nu știu, până cu spatele la intrat. Ah, și pentru că cursa asta o avem până la Cluj, știu. Avem cursa asta până la Cluj. Să mai mă uit și în facecam câteodată, pentru că n-am mai pus facecam, trebuie să mai mă uit și în el. Și mai ales că pentru că acolo am și degetele, ca lângă facecam. Hai să intru și cu banda. Facem așa? Hai că am făcut-o. Bă, oh, mamă mia. Mamă, tu am luat aparatul, rău. Deci am dat la dașo și mai și. Se mișcă facecam-ul lag. Nu știu de ce. Fix, mi-a schimbat locația, mi-a schimbat faza fix atunci când era să iau prin boschet pe acolo. Păi frate, ce că-ți pierd? Îmi zice limita 50 la oră și eu am 20 și scade 500 de dolari. Super tare. Îmi cam cad căștigările din urechi. Se dau tare să mă duc. Ai cam prins verde. Să văd câtă benzină mai am. Am destulă benzină, așa că o să continui drumul. Ah, și mă oprești poliția. O să blană bomba. Da, fraților. M-a oprit pe mine poliția.
Fraților, oh, stai, ușor. Da, fraților, mama e peste noi drumul, că ne batem mult de la subiect. Batem foarte mult de la subiect. Da, cred că ar trebui să dorm. E bine, o să mă opresc la benzinărie să dorm. Băi, jocul ăsta este practic rotat. Pe telefon? A, și n-am loc de dorm. Trebuie să mai merg, cred că câțiva kilometri, ca să găsesc un loc de dorm. Foarte nasol. Cluj n-a apucat, vedeți drumul meu pe Cluj. Frână. Thanks. Aha, era niște clânsoane. O, brr, nu. S-o duce sentierul. Mamă, după ce ai dat mai autostrada cu patru benzi, după aia intri pe o străduță, da. Cu bandă. A, iar am dat-o prin culoare, am apucat pe unde sunt dita mai serpentinele, bă. Bă, dar atâta mai serpentinele, frate. Bă, dar n-ai loc să mergi cu tirul, n-ai niciun. Bă, deci n-ai loc. Intri în boschet, să faci tirul, frate, nu. E nasol, e rău, drumurile de la Cluj. Și bine, nu o să vă mai plictisesc cu serpentele astea, pentru că mi-a tot rahatul. Dar am făcut și un video aici cam lung, de cam 15 minute. Am luat aproape 15. Și ca să nu vă mai plictisesc cu toate porcările alea cu serpentinele. Ce faci, mă? Toate porcările alea cu serpentinele. O să termin eu serpentinele de făcut și ajung în clonă apucat și poate dacă vreți să continuăm seria să trăim peste 6 like-uri, poate e bine data viitoare. O să vă mai plictisesc cu serpentinele și continuăm și altă cursă. Poate mai interesantă. Eu am fost Edi, iar noi vom vedea data viitoare. Pa, pa!